Acum vreo 10 ani, dacă nu mai mult, tot așa un coleg al dumneavoastră, nu mai am aminte exact, a venit și mi-a dat un interviu și am fost chiar pe teren, eu și cu Costică Moldoveană, cu unul din colegii mei care, din păcate, nu mai este. Și la un moment dat ne-am rugat să, să le exact locul de unde este. a este. am arătat locul de acolo și mi-a da, domnul de la... Ați avut probleme? Colegii ce au zis? Zic că eu vă spun ce am zis eu, nu ce au zis colegii. Lasă-mă, M-au întrebat, m-au încurajat, dar să duceți-vă la centru, că viu și eu imediat. Asta ce presupunea? Este, nu, este o glumă, dar care au fost meciuri, dacă care gluma s-a realizat, a prins. Da. Este, mare lucru să, să câștigi un meci, pentru că eu la fel, nu mă laur cu golul pe care l-am marcat eu. Mă laur cu faptul că noi, Petrolul Ploiești, suntem singura echipă românească care am reușit să învingem pe Liverpool. Nu ne-am ne calificat, pentru că era imposibil, nu? Era în 1966, când noi eram campioni, iar Liverpool era campioana a Angliei, care în acel an era campioana mondială. Deci, mare lucru, nu? Nu, ne-am lăudat, am realizat acest lucru, am mers mai departe, pentru că așa, acesta este fotbal. Uitați cum se joacă și ce, și ce spectacol ne oferă Premier League și ce spectacol ne oferă campionatul nostru.